Au fost descinderi în această dimineață la birourile firmei sârbești Nis Petrol din Timișoara, al cărui acționar majoritar este Gazprom Rusia. Polițiștii de la crimă organizată și procurorii DIICOT au ridicat mai multe calculatoare și unități centrale pentru realizarea unor percheziții informatice. Oamenii legii vorbesc de un posibil transfer neautorizat de date informatice. 8 persoane vor fi audiate de procurorii timișoreni în acest dosar. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bun găsit, te ascultăm. Bun găsit, 9 percheziții au avut loc simultan în Timișoara și București. În capitală au fost vizate locuințele a 2 angajați ai Nis Petrol, responsabilul cu securitatea sistemului IT pe România și un inginer specializat în calculatoare. Iar la Timișoara, perchezițiile s-au făcut în biroul șefului securității IT din sucursală și a unui coleg tot din același departament. De asemenea, s-au făcut verificări și la locuințele celor doi din oraș. Cei doi angajați ai Nis Petrol din București vor fi audiați prin sistemul de videoconferință, în timp ce reprezentanții companiei din Timișoara vor fi aduși la audieri la sediul DIICOT. Deja primii 3 martori au ajuns aici la sediul DIICOT. Tot aici vor ajunge și ceilalți martori, dar și suspecții. Cu toții sunt cetățeni moldoveni. Anchetatorii vorbesc de o posibilă scurgere de informații neautorizate, sensibile, legate de prospecțiunile în zăcămintele de țiței și gaze, făcute începând cu 2014 în județul Timiș. Deocamdată, cercetările în acest dosar se fac in rem. Ancheta în acest dosar, care este de-abia la început, ar fi beneficiată de sprijinul SRI și SIE. Trebuie să vă spun că în 2014 Nis Petrol a început prospectarea geofizică 3D pentru petrol și gaze naturale în mai multe zone din județul Timiș. Pachetul majoritar de acțiuni în cadrul firmei Nis Petrol este deținut de către Gazprom Neft. Compania sârbă are mai multe stații de distribuție a carburanților, dar și rezervoare de combustibil în România. Acestea se află în Arad, Timișoara, Oradea și Sibiu. Benzinăriile pe care firma le deține în România sunt alimentate de la rafineria Pancevo din Serbia, dar și de la Petrom.